Mihaela Galan, proprietară și reprezentantă a brandului de încălțăminte Gemellis Hoes, a murit la doar 33 de ani, după ce a fost găsită inconștientă în propria mașină, au transmis reprezentanții magazinului. Mihaela Galan a murit în mod misterios după ce s-a simțit rău în ultimele zile. Potrivit Antena 3, aceasta a fost găsită fără conștiență în mașina sa, fiind transportată imediat la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Constanța. Tânăra a intrat în stop cardiorespirator în timp ce se afla la spital, iar medicii nu au putut să o mai salveze. Motorul echipei Gemelli, Mihaela Galan, s-a stins astăzi din viață. Lucrurile se vor derula mai greu în următoarea perioadă. Nu știm când vom reveni, virgulă, se arată în mesajul transmis de reprezentanții firmei. Potrivit Ziua de Constanța, Mihaela Galan a absolvit studiile postuniversitare de master în comunicare și relații interculturale în spațiul european. Gemellis Hoes este un business de pantofi croiți manual, în România, o afacere care era condusă de Mihaela Galan și de sora sa, Loredana Romanov. În acest moment produsele Gemellis se găsesc în Constanța, Brăila, Sibiu, Cluj și Oradea.